A se rătești, fece Curbi, 3 la 0, stejarii beleții negrești ce se domnești 3 la 2, șui mitic veni pitești 4 la 1, vulturii priboieni a frângeni 6 la 0, flacărale ordeni deportivo a 5 la 4, unirea călinești a se mușătești 0 la 3, a se cătească fece dănuț coman 4 la 1, a se oarja Ase băiculești 2 la 3, voința budeasa a se drăganu 2 la 0, campioana serii centru este Voința Budeasa, 88 de puncte, echipă care a profitat de înfrângerea neașteptată a celor de la Ase -Oarja, chiar pe teren propriu. Așadar, Ase -Oarja, 87 de puncte, este pe locul 2 și urmează în ordine Vulturii Pribuieni, 83 de puncte, pe 4 Ase Drăganu, 76 de puncte, pe 5 Ase Băiculești, 74 de puncte, pe 6 Ase Căteasca, 68 de puncte, pe 7 Cese Domnești, 64 de puncte, pe 8 Ase Ciofrângeni, 61 de puncte, pe 9 Edilul Pitești, 52 de puncte, pe 10, o Mitic Ven, 51 de puncte, pe 11, Stejarii Beleți Negrești, 38 de puncte, pe 12, Fece Corbi, 36 de puncte, pe 13, Fece Danuț Coman, 23 de puncte, pe 14, Unirea Călinești, 23 de puncte, pe 15, Ase Mușătești, 22 de puncte, pe 16, Deportivo Mălureni, 21 de puncte, pe 17, Ase Rătești, 15 puncte și, în fine, pe 18, Flacăra Leordeni, 14 puncte.